Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii noastre Audiențe în direct. În ultimele zile, mai precis în 1 septembrie, s-a creat o adevărată harababură în oraș, când primăria locală a interzis intrarea microbuzelor în municipiu, microbuzelor care aduceau navetiștii la muncă și care urma să aducă elevii la școală. Salut cu drag oaspetele nostru de astăzi, pe domnul Iuliu Iieș, vicepreședintele executiv pe probleme de administrație locală din cadrul Organizației Centrale a UDMR, fostul primar al orașului. Cum vede Bună ziua! fostul edil această problemă? Deci, la ora actuală, priviți problema pe din afară. Am fost pe dinăuntru, cu această problemă ne-am confruntat și noi, pentru că nu mai rețin în care an, dar acum câțiva ani buni a apărut o problemă, o situație mai deosebită, datorită unei legislații proaste care s-a implementat, s-a aprobat, s-a implementat în țară. În primul și în primul rând, aș dori să precizez că și noi atunci am gândit treaba asta și am ajuns la o concluzie care e valabilă și Scuze. astăzi și este permanent valabilă. Oamenii care vin de la țară, navetiștii, oamenii care vin cu aceste autobuze, microbuze care fac din județ, ei vin la satul mare nu pentru a se distra și nu ca turiști, ci vin să lucreze, vin să facă cumpărături, vin elevii la școală, în special la licee. Adică, prin toate aceste acțiuni, sau mă rog, prin prezența lor în satul mare, ei aduc un folos mare orașului. În sensul că cei care lucrează aici, cine cunoaște sistemul de venituri ale bugetului local, știe foarte bine că aproape jumătate din impozitul pe venit al celor care lucrează în localitatea respectivă se varsă direct la bugetul local. Deci fiecare angajat, impozitul pe venit pe care îl plătește fiecare angajat din municipiul Satu Mare, aproape jumătate intră la buget. Acești oameni, când sunt probabil cu sutele, poate cu miile, care lucrează în Satu Mare, impozitul lor pe venit vine în bugetul local. Acești oameni consumă servicii, fac cumpărături aici, deci ajută într-un fel firmele din Satu Mare care se ocupă de comerț, de servicii. Elevii care vin la Satu Mare, practic, contribuie și ei, practic, la buna funcționare a școlilor. De ce? Școlile sunt finanțate de la Guvernul Central, odată salariile profesorilor, dar există și o cotă pe cap de elev care se primește pentru funcționarea, întreținerea școlilor. Această cotă nu este suficientă întru totul, dar în orice caz este o contribuție însemnată a bugetului central la funcționarea școlilor. Sunt mai puțini elevi, cota aceasta este mai mică, suma este mai mică, bugetul local trebuie să acopere mai mult. Deci acești oameni aduc beneficii municipiului Satu Mare. Ca atare, trebuie să avem grijă de modul în care ei circulă, modul în care ei sunt deserviți de transportul local de călători. Nu ne putem bate joc de ei, trebuie să încercăm să le creăm condiții bune de așteptarea, de descărcare a transportului și așa mai departe. Nu-i putem obliga să plătească în plus pentru transport cu taxiul, pentru autobuzele transportului public local ale municipiului, ca să mai facă deplasări în plus de moment ce au intrat odată în oraș. Asta ca principiu. Pe de altă parte, însă, există o legislație foarte proastă. Există odată o lege și o reglementare a transportului public local de călători, care privește în general orașele mari, municipiile. Este un serviciu public, important acest lucru, este un serviciu public care trebuie organizat în anumite condiții și este obligatoriu de realizat, de efectuat de către municipalitate. Acest serviciu necesită susținere financiară de la bugetul local. De ce? Există trasee profitabile, cele mai încărcate, la orele cele mai tranzitate. În același timp, serviciul public presupune și obligația de a funcționa linii care ori noaptea târziu, seara târziu, noaptea, ori pe anumite trasee unde există 1, 2, 3 călători la marginea orașului, pentru că trebuie să asigur posibilitatea, într-o anumită măsură, cu cât mai mare acoperire, posibilitatea oamenilor să intre, să iasă din centrul orașului către domiciliu. Nu toți au mașini, nu toți pot plăti taxiul și așa mai departe. Asta înseamnă serviciu public. Pentru ca să funcționeze în aceste condiții, el trebuie să întrețină și linii neprofitabile,
De aici încolo există și obligația, necesitatea de a subvenționa. Și asta, practic, aproape în toate orașele din lume așa funcționează. Paralel cu această situație și această obligație a autorității locale, a venit o lege foarte proastă. Pot să afirm fără nicio reținere că s-a făcut pe baza unor lobby-uri puternice la nivel central și lobby-urile acestea funcționează și acum, la nivel de guvern, la nivel de parlament, pentru că această lege nu că nu s-a îmbunătățit pe parcurs, ci chiar a venit în favoarea transportatorilor privați. Și aici nu e vorba că ești supărat pe transportatorii privați, ci pentru faptul că un serviciu public care trebuie întreținut și trebuie să fie funcțional s-a dat la liberă licitație la N operatori privați, care nu au nicio obligație decât pe traseul lui și pe profitabilitate, lucrează pe profitabilitatea lui. De aici încolo apar disfuncționalități mari. Nu există o calitate mai bună a transportului interjudețean din cauza că au apărut 10, 20 sau 30 de operatori privați. Ei au venit cu mașini second hand, au venit cu șoferi exact. Și cu altele, cum să spun, nu la nivelul calității care se aștepta. Bun, transportul public local nu este așa de bun, dar o să vină privați să se facă ceva mai bun. Nici vorbă de așa ceva. Modul, sistemul de licitare de către Consiliul Județean a traseelor, licența de traseu, prelungirea sau renunțarea la liceu sau multe, multe complicații care sunt stabilite de această lege, n-au venit decât să încurce lucrurile. Ei, mai mult, această lege, și atenție aici, această lege spune clar, transportul interjudețean se realizează în și din, deci la, din sate, sigur că acolo nu există stații autobuză pentru autobaze sau, dar în municipii trebuie exclusiv ca stația finală să fie autorizată și numai acolo se poate face coborârea, urcarea persoanelor. În satul mare, la momentul apariției acestei legi, exista un singur astfel de loc, în fața gării. Bineînțeles că o astfel de situație nu putea mulțumi sutele și miile de oameni care vin și de la gară ce să facă. Ei au de mers în microraion, au de mers la locurile de muncă undeva la marginea orașului. Era absolut ilogic ca să intri cu autobuzul, să treci pe lângă locul tău de muncă, dar să mai faci 2 km până la gară și să vii înapoi cu alt mijloc de transport. De aici încolo și nevoia ca să lași aceste autobuze să oprească în diferite locații din oraș. Lucru care s-a încurcat cu transportul public local de călători, pentru că șoferii nedisciplinați și șmecheri au început să oprească în toate stațiile de autobuz, adunând și călătorii din oraș, chiar suprapunându-se cu liniile locale, ducând în deficiență și mai mare liniile locale, care în schimb sunt subvenționate de la bugetul local în mod obligatoriu. De aici au început și conflictele. N-aș vrea să intru în toate detaliile. Cert este că și noi ne-am confruntat cu această problemă și analizând toate aspectele care au apărut, bune, rele, cum au fost, și cu discuții și cu scandal și cu multe hai să zic, întrevederi, medieri cu operatorii aceștia privați, s-a ajuns la anumită regulă și la anumite structuri. Revenind la acest loc, această locație de sub podul Decebal, ea a apărut fiind un loc potrivit, fiind în centrul orașului, fiind un loc ferit oarecum de tranzit, de circulația mare, fiind o parcare care are și vrând nevrând o zonă acoperită sub pod, a fost o locație potrivită ca acolo să se amenajeze provizoriu, dar totuși în condiții minimale acceptabile, un loc unde călătorii să poată coborâ, respectiv să poată urca pe liniile intrajudețene. Încă o dată, este o soluție de compromis între obligațiile pe care le impunea legea transportului la distanță și legea transportului public local de călători, care privește strict municipalitatea. Nu s-a permis, din păcate, nici acum nu se permite, deși cadrul legal al exista, dar în mod totuși deliberat se interzice realizarea unor asociații de dezvoltare intercomunitară cu comunele învecinate unui municipiu, de exemplu zona metropolitană sau altă formă de acest gen, pentru realizarea unui serviciu public de transport local de călători. Pentru care există un cadru legislativ, dar în cazul concret al transportului acest lucru nu se permite, pentru că se face referire la cealaltă lege care și că ar reglementa și lasă în pace atunci acest subiect.
Ceea ce iarăși, fiecare municipiu are această dorință de a organiza transportul public local de călători împreună cu comunele adiacente într-un sistem unitar. Ar fi mult mai avantajos. Totuși, nu se lasă acest lucru. Nu vreau să detailez mai mult acest aspect, pentru că discuțiile s-au purtat la nivel de guvern, de parlament, de multe ori. Nu se vrea acest lucru. Lobby-urile transportatorilor sunt mult mai puternice decât intenția de a, bine, a deseri mult mai bine călătorii. Din păcate, pot să spun acest lucru. Și dacă ne uităm la lista marilor transportatori care au rețele în toată țara, vom vedea că 80% din aceste transporturi sunt în mâna 3, 4, 5 firme mari. Că mai există și operator local pe aici colo, da, există, sigur că da. Ei colorează un pic aspectul, da. Dar nu rezolvă problema. Pe distanță mică nu este rentabil pentru ei. Sigur, ne mai vorbim de faptul că sunt comune sau sate de unde pornesc două firme, două autobuze aproape la aceeași oră și fiecare se întrece pe celălalt să ajungă mai repede în stație, să ridice mai repede călătorii. Sunt aberații de acest gen care n-ar trebui să existe. Ei, în satul mare, încă o dată, nu înțeleg. Pentru că noi când am analizat și am aprobat să existe acolo o stație de autobuz, am analizat-o din acest punct de vedere și am zis, este soluție de compromis, dar totuși acceptabilă și bună. Și oamenii s-au obișnuit și a funcționat bine, n-a deranjat pe nimeni. N-am înțeles de ce acum s-a luat această măsură să-i desfințăm, pentru că n-am adus nimic în loc. Bun, putem modifica o formulă veche, putem schimba ceva, putem interzice, dar trebuie să aducem ceva în loc care să soluționeze problema. Ori, ne lăsându-i acolo, dar nesoluționând problema în favoarea lor altfel, mai bine, dacă s-ar fi putut mai bine și noi am fi făcut-o mai bine, dar n-am prea găsit soluții. Poate printr-o minune, acum s-ar fi găsit soluții mai bune. Nu s-au găsit nici acum. Păi atunci, de ce interzicem acolo? Deci a fost o greșeală mare, s-a revenit pentru că și-au dat seama că s-a greșit. Și zic că, până la urmă, acum, așa cum e, tot e mai bine decât cum s-a încercat. Tocmai contribuția la impozitul municipiului invocă și Andrei Măgurian, care vă întreabă ce să facă cetățenii dacă luni, marți, edilii orașului totuși revin la soluția inițială de a interzice complet intrarea acestor vehicule în oraș. Nu e vorba de a interzice intrarea vehiculelor, nu știu, formularea greșită. Nu e vorba de a interzice intrarea vehiculelor, ci e vorba de a aplica strict și în mod foarte sever și în mod, hai să zic, inuman, prevederile legale, de fapt. Deci, când s-a luat această decizie, nu s-a greșit din punct de vedere legal. Doar că nu s-a ținut cont de o situație dată care trebuie tratată corespunzător și trebuie găsită o soluție potrivită pentru oameni. Dar nu este ceva ilegal care s-a întâmplat. Legal, strict legal, ar fi ca să fie în două sau în trei locuri să meargă toate autobuzele. Deci, intră în oraș, nu se oprește nicăieri pe traseu și merge până la gară sau merge până undeva spre Transurban, acolo în zona Ferăstrău, sau mai este o stație interimară, dar este privată, pe care o are o firmă din Cluj, care face transport între satul Mare Cluj. Deci, acolo ar putea legal să se oprească aceste autobuze, nu să nu intre în oraș. Dar de acolo oamenii n-ar mai avea ce face, ar mai cheltui încă un abonament, cel puțin, ca să ia abonament și pe traseu transurban și ar trebui să vină cu o jumătate de oră mai devreme și așa mai departe, ca să ajungă tot acolo unde ajung în aceste condiții, un pic mai bine, un pic mai repede. Legal nu prea poți face nimic, dar eu cred că cei care au luat această decizie, în principal consilierii și cei din primărie care au inițiat o astfel de decizie, și-au dat seama că este una greșită. Încă o dată, noi am trecut primăria și specialiștii de acolo, am trecut prin aceste faze, am analizat variantele în toate felurile. Cine ține minte știe că noi am avut discuții și chiar certuri o lună, două luni până s-au stabilizat lucrurile și am ajuns la această concluzie ca fiind cea mai potrivită. Deci, nu s-a schimbat nimic pe parcurs ca să tragi acum altă concluzie și să spui că nu e bine așa, să o facem altfel. Sau mai ales altfel nici cum, dar așa să nu facem. Ei, acum cred că oamenii și-au dat seama și nu o să-și bată joc de, nu știu, 1000 de oameni zilnic care vin în satul mare sau 2000 sau nu știu câți vin și de care, poate încă o dată, orașul are nevoie, pentru că ei aduc beneficii orașului. Ei nu duc de aici bani, nu cheltuim pe ei, nu le dăm, nu, ei aduc beneficii orașului prin faptul că vin să lucreze aici, prin faptul că vin să consume aici, până la urmă, sau prin faptul că elevii, copiii vin aici să învețe în oraș. Deci toată lumea acumulează, aduce oameni, aduce surse de finanțare și omul care vine cu un ban în buzunar în oraș este o mică sursă de finanțare pentru oricine din oraș. Deci, atunci, de ce să-i alungăm sau de ce să le punem greutăți? Între timp aș dori să atrag atenția spectatorilor. Cine are întrebări
legat de această problemă sau de orice altă problemă la care domnul Ieș ar putea răspunde, vă rugăm frumos să ne apelați la numărul de telefon care se vede pe ecran. Probabil nu o întrebare, o mențiune a unor cetățeni din comuna Dorolți este faptul că ei prin această măsură ajung la ajutor social, pentru că este mai rentabil să rămână acasă și să solicite un ajutor social decât să facă naveta până la intrarea în oraș, respectiv de la intrarea în oraș. Hai să nu exagerăm, astea sunt formulări gen lozinci. Deci, sigur, oamenii încearcă... Cine lucrează pe venit minim, pe economie, Așa este și pentru ei orice cheltuială suplimentară este o povară. De aici încolo, ca să zici că mai bine stai pe ajutor social, cei care zic asta, probabil că deja de mult stau pe ajutor social și nu vin să lucreze. Dar nu cred că asta este tema. Tema este generală pentru toți. Trebuie găsite soluțiile care să mulțumească în limita posibilităților, adică să rezolve o problemă. Există o nevoie de a veni în oraș pe aceste mijloace de transport ale firme. Încă o dată, sistemul nu este bun, după părerea mea, dar este legal, este cel implementat în țară. Nu se întrevăd în momentul de față perspective care să schimbe radical acest sistem de transport intrajudețean. Deci trebuie să-l acceptăm și atunci trebuie să găsim soluțiile cele mai potrivite ca cetățeanul, călătorul să fie deservit în cele mai bune condiții. Și aici intră nu numai calitatea autovehiculului în care este transportat, nu intervine numai prețul biletului, orarul și altele, ci intervine inclusiv și condiția în care și unde și cum intră, cum ajung în oraș și cum pot să meargă înapoi din oraș în satele învecinate. Și asta este o parte a acestui serviciu de care până la urmă se face responsabilă și municipalitatea, chiar dacă nu are strict obligații în acest sens legale. Obligația municipiului este să aibă grijă de transportul public local propriu, dar nu poți să nu-ți asumi niște obligații față de acei oameni care vin în oraș și care au nevoie de sprijinul tău într-un fel sau altul. Doamna Anca din comuna Gherța contestă toate motivațiile pe care municipalitatea le-a dat în legătură cu desființarea stațiilor. Întreabă ce considerați dumneavoastră, care este adevăratul motiv pentru care s-a recurs la această măsură. De ce v-am spus? Există un conflict în sensul că sunt două nevoi, două interese. Și când vorbesc interese al transportului public local de călători, nu trebuie să se gândească cineva la un interes personal al cuiva. Transportul public local de călători, inclusiv Transurbanul care face acest transport, este o firmă a municipiului. Nu există acționar privat, nu se scot bani privați și alte. E vorba de bani publici acolo. Tot ce se cheltuie pe Transurban sunt bani publici. Interesul comunității locale, interesul nostru al tuturor este ca acest transport public local să funcționeze cât mai eficient. Știm că trebuie să subvenționăm, dar trebuie să vedem eficiența așa cum trebuie să existe, ca subvențiile să fie minime, serviciile, calitatea să fie maximă. Suntem nemulțumiți că nu putem achiziționa atâtea autobuze noi cât am vrea și așa mai departe. Deci sunt o mulțime de probleme, dar tocmai de aceea trebuie gândită eficientizarea acestui sistem. Dincolo există interesul privat, corect, într-un fel, legal, au câștigat licitații, au câștigat trasee, au dreptul de a transporta călătorii, au niște obligații pe care o le respectă ori nu, dar au niște obligații privind calitatea serviciului furnizat. Însă aici este o întrepătrundere. Ei, dacă noi ținem cont strict de lege, atunci nu îi lăsăm să oprească în stațiile din oraș, îi lăsăm să meargă numai la finalul liniei, dar atunci de linie nu există. Dar există, dar sunt două sau trei locuri în oraș și nu sunt în cele mai potrivite locuri. Numai ca pe vremuri când veneau navetiștii foarte mulți cu trenul și de acolo mergeau cu autobuzele la serviciu. Acum gara este capăt de oraș, pentru că aproape că nu mai funcționează. Lumea coboară undeva în centru sau în două, trei zone apropiate de fabrici. Deci, dacă ținem cont strict de lege, atunci nu ținem cont de interesul cetățenilor. Dacă ne uităm la operatorii privați, ei sunt oarecum șmecheri pentru că exploatează stațiile de autobuz. Nu asta ar fi problema, că ei opresc în stația de autobuz a orașului. Problema e că ei ridică călătorii de acolo, care în mod normal sunt călătorii transportului public cu de călători, prin aceasta diminuând veniturile transurban, prin asta crescând nevoia de subvenție de la bugetul local al municipiului. Este un lucru clar.
Deci este un conflict de interese care până la urmă se răsfrânge asupra bugetului local. De aici este acest conflict care trebuie înțeles bine și corect. Nu este vorba între interesul transurban și interesul privat și că privatul, dacă e mai bun, să lăsăm pe... Nu, e vorba de buget, de bani de la bugetul local, care trebuie să acopere diferența de încasări pe care eventual îl iau privați în mod ilegal. Nu există o posibilitate de a controla acest fenomen? Foarte greu. Adică să stai în fiecare stație cu poliția și când a oprit ăla să-l amendezi, că nu se poate. Dar nu, incognito. S-au făcut, dar măsurile astea coercitive sunt slabe. Nu e foarte greu. Nici legislația nu te ajută foarte mult. Noi prin hotărâre de Consiliu putem aproba la nivel de municipiu că îi sancționăm. Dar când intri în instanță cu o sancțiune de asta neclară la nivelul legislației, ai mari șanse să pierzi după 6 luni, 10 luni, până atunci el tot umblă și își face socotelile. Deci aici este încă o dată, dacă legea nu este bine făcută în interesul comunității, și este făcută în interesul unor lobby-uri private, atunci lucrurile vor persista și conflictul va exista. Municipiul poate să facă un singur lucru, să nu să închidă ochii complet, dar să încerce să rezolve cu soluții de compromis, cum am spus și adineauri, să găsească câteva locații în zona centrală. Zona de sub pod a fost o locație potrivită. Nu poți în centrul orașului să lași microbuzele cu zecile, cu sutele să intre pe Cuza Vodă sau în fața bisericii sau nu știu unde și așa e aglomerat și unde nu prea e bine să stea lumea să aștepte că se face mizerie, gălăgie. Nu acolo e locul pentru stație de autobuz. Dar zona de sub pod a fost potrivită și până la urmă cel mai bun loc și cel mai potrivit loc s-a anulat. Fără niciun motiv întemeiat. Chiar dacă în spate a avut această motivație de natură financiară, dar ținând cont de conjunctură și de condiții, acest lucru trebuia lăsat în pace pentru că aduce mai multe beneficii decât pagubă. Având în vedere funcția dumneavoastră actuală, care se referă câtuși de cât la nivel de... chiar dacă nu la nivel de întreaga țară, dar în Transilvania, sigur. Ați mai întâlnit cazuri similare? Acum, caz similar ca și ăsta nu pot să vă spun, dar sau asemănătoare, lucrul este puțin clar. Fiecare municipiu reședință de județ, de mult deja, de când a apărut legea și de când eram eu și eu primar și ne consultam și în Asociația Municipiului, are această problemă. Deci niciun municipiu nu este, să zic, mulțumit și niciun municipiu nu este în relații bune cu acest sistem de transport intrajudețean sau interjudețean, pentru că peste tot acest conflict există și peste tot se creează probleme. Deci sistemul cel mai bun, cel mai potrivit, după părerea tuturor edililor, ar fi ca să se poată realiza, așa cum s-a făcut o asociație de dezvoltare intercomunitară pentru rezolvarea situației gestionării deșeurilor sau pentru rezolvarea dezvoltării sistemului de apă canalizare și așa mai departe, unde autoritățile locale sunt membre ale asociației și gestionează un serviciu public. Tot așa ar fi trebuit să se poată face pe o zonă metropolitană, pe o zonă mai mică sau mai largă, depinde de care e interesul și care e fluxul, traficul în jurul fiecărui oraș, să se facă un serviciu public de transport local în comun cu acele 5, 10, 15 comune. Sigur, și atunci ar exista transport de la distanță mai mare sau transport interjudețean, dar ar fi mult mai redus ca număr. Și acolo s-ar putea gestiona lucrurile mult mai ușor. Acest transport pe plan mic regional ar putea fi gestionat mult mai bine, ar putea fi mai eficient și pentru municipii din punct de vedere financiar și pentru comune. Ar fi mult mai ieftin probabil biletul și pentru comune, pentru că sistemul gestionat de o singură întreprindere mai mare, care are venituri mari, relativ mari și la municipiu, ar putea gestiona mult mai bine. Acest lucru nu se dorește. Nu se dorește, vă spun încă o dată, pornind de sus, de la cei care ar trebui să modifice legislația sau să gândească acest sistem. Este o supărare a tuturor primarilor de municipii și a tuturor celor care sunt, într-un fel sau altul, puși să gestioneze acest sistem. Iar la nivel de județ, aceste licitații din 3 ani ale traseelor mereu creează discuții, controverse, contestații. Nu toți cei care câștigă, pe urmă, fac față ca și calitate și ca și număr de autobuze, e greu să-i tragi la răspundere și așa mai departe. Deci sistemul pe ansamblu suferă foarte mult, suferă și municipiile cu transportul local, suferă și calitatea serviciilor la nivel de transport intra și interjudețean și în final suferă, în primul rând, călătorii care
trebuie să suporte până la urmă toate deficiențele sistemului pe pielea lor și pe buzunarul lor. Tot la lacunele legislative se referă și spectatorii noștri care v-au adresat întrebări în legătură cu noul cod fiscal, un investitor din zona Carei, conform noului cod fiscal, imobilele care, deci în care funcționează sedii de firme, vor fi impozitate suplimentar. Ce se întâmplă cu locuințele, proprietate personală, unde au fost înregistrate firme? Deci, impozitul pe clădiri este de două feluri. Cetățenii, persoane fizice, plătesc impozit pe clădiri după pe metru pătrat. Este stabilit, defalcat pe diferite categorii de localități. În cadrul localităților, în principal la nivel de municipii, există o zonare până de la 1 la 4, privind zona centrală periferică. La noi, municipiu, noi am adoptat o hotărâre care e valabilă și astăzi, cred că acele stăzi, indiferent de zona în care sunt, dacă nu sunt modernizate, nu au toată infrastructura și așa mai departe, atunci se intre în ultima categorie, ca măcar cetățeanul, dacă are acest inconvenient al lipsei unei modernizări a străzii, măcar să plătească limita minimă a impozitului conform legii și așa mai departe. Separat de aceasta, există un alt sistem de impozitare pentru persoanele juridice sau respectiv pentru activitățile economice, care merge pe procent din valoarea contabilă a clădirii. Și aici este o teorie întreagă, pentru că una este să ai o valoare contabilă mare la o clădire nouă, care este înregistrată în contabilitate cu ultima valoare de realizare a investiției, și alta este să plătești după valoarea contabilă a unei clădiri de mult amortizate, care s-a construit acum 30-50 de ani și care nu s-a actualizat corespunzător și pentru care există o întreagă metodologie complicată, dar, mă rog, asta e o altă discuție. Acum, pentru că sunt multe SRL-uri, multe PFA-uri, micro-întreprinderi, care sunt înregistrate acasă, pentru că fiecare întreprindere trebuie să aibă un domiciliu, o reședință, o adresă. Indiferent unde își desfășoară activitatea PFA-ul respectiv, poți să ai servicii la domiciliu altora, să te plasezi la firmă, să faci controle, contabilitate, orice altceva în alte firme, dar tu să ai sediul tău la tine acasă. Și acum s-a inventat în codul fiscal, nu știu dacă e bine sau nu, discutabilă, vă rog, abordarea aceasta, dar s-a spus că dacă tu desfășori activitate economică în locuința ta, teoretic, ești înregistrat acolo cu activitate economică, ia să nu mai plătești tu impozitul pe persoană fizică, care este mult mai mic, și plătește tu după sistemul pe care îl plătesc cei cu activitate economică, care înseamnă procent din valoare contabilă. La case este greu, la apartamente. Care e valoarea contabilă? N-am în contabilitate proprietate ca să pot să calculez. Nu știu cum vor calcula, vor apărea probabil norme metodologice. Ideea e că va trebui să scoți o cameră, o suprafață, o încăpere din locuința ta, probabil cea mai mică, mai puțin baia sau bucătăria sau terasa, dar camera cea mai mică o să o treci acolo la suprafață destinată activității economice și, nu știu, prin normele metodologice, probabil, de aplicare a codului fiscal, care va trebui să apară până la sfârșitul anului, probabil că se va evalua într-un fel valoarea acelei încăperi, în baza căreia să se calculeze impozitul pe acea parte. Deci casa va rămâne cu suprafața pe metru pătrat, mai puțin acei 20 de metri pătrați, să zicem, care vor fi impozitați separat conform metodologiei pentru activitate economică. Asta va însemna o creștere oarecare. Cât mai mult, mai puțin, depinde. Va permite legea această scoatere valoarea impozabilă? Asta se preconizează acum. Nu știu metodologia, n-am văzut-o, nici nu cunosc codul ăsta fiscal, acum a apărut, sunt discuții multe, dar asta este ideea în care se va merge. Cum se va reglementa această metodologie rămâne de văzut. S-ar putea să fie surprize și acolo. În orice caz, nu este vorba de faptul că dacă am avut un apartament sau o casă unde sunt înregistrat cu un PFA, brusc acum va trebui să plătesc pe toată casa O valoare impozitată mult mai mare. Va trebui să decupez, să transfer activității economice o parte din suprafața disponibilă, dar asta o să ne spună metodologia cum, cât și în ce condiții se poate acest lucru realiza. S-a pus în discuție recent impozitarea suplimentară a clădirilor degradate. O cititoare, adică o telespectatoare, întreabă cum vedeți dumneavoastră această problemă. Se poate impozita suplimentar o clădire aflată într-o stare avansată de degradare? Se poate. Legea, dacă o face, va fi foarte greu.
Deci aici ar trebui să vedem în primul rând principiale corect. Pentru că toate orașele ne confruntăm cu această problemă, sunt mai ales că s-au retrocedat multe clădiri mai vechi, de exemplu, zonele centrale. S-au punit niște investiții care s-au oprit pe parcurs din motive financiare. Sigur, nu poți neapărat imputa unora, dar creează o problemă de estetică, de siguranță, de multe altele în orașe. Și atunci nu ai instrumente împotriva lor. E proprietar, nu există o lege care să spună, există prevederi generale că trebuie întreținut. E obligația proprietarului să întrețină. Dar cu asta am spus ceva și n-am mai continuat. Bun, întreții. Și ce dacă n-ai întreținut? Te amendăm. Bun, dar ce înseamnă să o întreții sau să nu întreții? Deci același lucru se pune acum. Bun, s-a găsit discuția de mult că hai să impozităm suplimentar. Unele consilii locale au și luat astfel de hotărâri, numai că nu aveau bază legală și nu s-au prea aplicat. Nu este o idee nouă. Acum s-a stabilit în codul fiscal, destul de ușor și de la întâmplare, adică a venit cineva, un parlamentar, a propus și toată lumea a votat. Pentru că toată lumea simțea nevoia aceasta. Eu cred că nu este suficient de bine fundamentată. Încă o dată, nu principial, ci tehnic. Pentru că dacă nu vei spune foarte clar normele de aplicare, și acolo va trebui să se sacrifice un capitol acestui lucru, nu este o chestiune financiară deja, ci pur tehnică, de construcții. Poate chiar socială. Ce înseamnă, și cu aspecte sociale, ce înseamnă neîntreținere? Vin eu primarul și spun, măi, mie nu-mi place că n-ai tuns iarba de 2 săptămâni. Ca atare, te impozitez suplimentar. De când impozitez? De la data constatării neîntreținerii? Impozitul este anual. Impozitul se plătește, se face o declarație de impozitare la începutul anului, în ianuarie, și sunt două termene. Sfârșitul lunii martie și sfârșitul lunii septembrie, în care trebuie să plătești impozitul. Păi, iarna pot să zic că terenul meu este întreținut, că e zăpadă și noroi și altele, toate așa sunt. În mai e frumos, că am verzit, că e iarbă. Și în august constat că de fapt nu s-a tăiat iarba și nici gardul nu stă bine și gunoaie s-au aruncat acolo și în august constat că e neîntreținut. Ce fac? Aplic retroactiv 500% impozitare. Cine? Care e autoritatea? Primăria? Bun. Care sunt mijloacele de constatare? Pentru că mă dă în instanță proprietarul și nimeni nu o să poată demonstra ce a constatat la data la care, nu știu, a considerat că trebuie să impună acest impozit. Deci, la clădirile care stau degradate de mai mulți ani, unde proprietarii sunt străinătate, unde nu se îngrijesc de clădire, așteaptă să o vândă, dar nu-și găsește cumpărător. Sunt astfel de situații. Pot să dau din satul mare 4-5 case. Nu vorbesc acum de cazul clasic al hotelului, unde iarăși un alt subiect. Acolo se lucrează. Este o investiție. Acolo este o investiție, acolo s-au făcut lucrări de amenajare, că s-a oprit la un moment foarte nepotrivit, dar oricând vine proprietarul și demonstrează că el are un proiect și are investiții băgate în acea clădire. Cum îi spun eu că nu e întreținut? E foarte greu juridic vorbind acum, nu aspectual. Deci această prevedere a codului fiscal are o componentă juridică care nu este deloc clarificată și din care cauza acest lucru se va aplica foarte, foarte greu sau deloc. Asta e părerea mea. Tot de fațada clădirii, un sătmărean îngrijorat de soarta orașului său spune că s-a arătat o posibilitate de remediere la fațada clădirilor, mai ales a clădirilor de patrimoniu. Cine și în ce condiții poate beneficia de această oportunitate? Nu este o oportunitate, înseamnă o șansă. Eu nu i-aș spune oportunitate sau șansă, este o prevedere legală care însă aproape că nu este aplicabilă, din păcate. Dacă ar fi fost o oportunitate, probabil că aproape tot ce înseamnă clădire veche în centrele veche ale municipiilor, astăzi la nivel național, probabil că ar fi renovate, cel puțin la nivel de fațadă. În schimb, legea este una foarte complicată și instrumentele prin care se poate realiza acest lucru este aproape imposibil de aplicat. Nu vreau să intru în detalii, că o poveste foarte lungă. Sigur, teoretic se poate, dar pentru asta trebuie ca proprietarii, și aici vorbim în general de mai mulți proprietari, când vorbim de casele vechi din zonele centrale, acolo nu este vorba de o casă mică, e vorba de clădiri vechi, mari, cu multe apartamente și așa mai departe, acolo sunt mulți proprietari, toți, până la urmă, toți, când coproprietari pe părțile comune, fațada este considerată în aceste condiții, într-o astfel de relație cu autoritatea locală, fațada devine, nu juridic, dar tehnic, devine o coproprietate, locatarii ar trebui să
să, deci sunt oarecum ar putea fi creditați de administrația locală, de banii publici de la administrația locală, dar aproape că ar trebui să încheie niște contracte cu ipotecare, cu obligații de a plăti înapoi autorității locale și așa mai departe, motiv pentru care această formulă nu funcționează. Poate au fost una, două cazuri la Oradea, pe aici, pe acolo, dar foarte puține. Putem număra pe două mâini, poate, sau pe o mână. Deci nu vorbim despre renovare din bani publici, ci eventual de un credit rambursabil. Păi nu știu la ce se referă domnul care a pus întrebarea. Eu vorbesc de... Păi dacă e credit rambursabil pentru cetățeni, n-au decât să-și ia creditul și să-l facă, dar nimeni n-a luat credit pentru a-și renova fațada. Aici ar trebui să existe iarăși o legislația, ar trebui să ajute autoritățile locale. Ideea este cetățenită, există ceva, nu lasă legislativul și guvernele, oricare ar fi, că de mult se discută problema asta, să considere fațadele monumentelor de arhitectură, monumentelor istorice, nu altor, indiferent de proprietar. Deci dacă avem, să luăm Casa Albă, de exemplu. Casa Albă e un istoric care este relevant. Casa Albă sunt câteva locuințe ale primăriei, puține încă. Majoritatea sunt private, parterul este privat, sunt magazine care s-au cumpărat și așa mai departe. Deci cam 90% din Casa Albă este proprietate publică, restul proprietate privată împărțită la, nu știu, 20-30 de proprietari. Am inițiat reabilitarea fațadei și a învelopării, deci inclusiv acoperiș, nu interioarele, dar acoperișul, înveloparea clădirii. Am făcut proiect, studiu de fezabilitate, în ideea că vom demara ceva. Acest studiu de fezabilitate am putut să-l finanțăm din bani publici, pentru că este reprezentat ca sumă sub 10% din valoarea totală potențială a renovării. Ca atare am putut spune, atâta e cota noastră, sub cota noastră am inițiat finanțarea renovării. Și așa am avut probleme cu Curtea de Conturi, eram pe punctul să ni se impute, că n-am împărțit și proiectarea la toți proprietarii. Dacă încerpeam să împărțim proiectarea la toți proprietarii, nu mai făceam proiect. Acum avem proiect măcar pentru el. Dar ca să demarăm și reabilitarea, care însemna de 10 ori mai mulți bani, nu s-a mai putut face. Casa Albă stă, are proiectul studiu de fezabilitate și așteaptă o lege mai bună ca cineva să o facă. Deci, autoritățile locale la clădirile care nu sunt în proprietatea lui au foarte mari probleme. Un singur exemplu pozitiv s-a realizat în Satul Mare, Ștefan cel Mare numărul 1, colțul din vis-a-vis de Astoria, unde cam jumătate din clădire este în proprietatea publică, cealaltă jumătate este în proprietatea oamenilor. Și am făcut o șmecherie legală cu ei, am făcut proiectul și ca să ne încadrăm noi, ca să putem finanța de la buget și să o facem, pentru că era și pericol public, am putut împărți lucrările în două etape. Etapa 1, anveloparea exterioară și acoperișul, care însemna cele mai urgente și importante lucrări și aspectoase ca exterior, și interiorul, curtea și celelalte lucrări interioare, etapa 2, jumătatea, prima lucrare s-a încadrat etapa 1 în procentul de sub 50% din total lucrări, pe care noi am putut să-l finanțăm având noi atâta proprietate. Etapa 2 urma să-l facă sau ar urma să-l facă proprietarii, nu se face nici acum. Așa am reușit să salvăm o fațadă și un acoperiș la o clădire centrală. În rest, de celelalte clădiri nu te poți atinge decât cu, sau în primul rând, prin proprietari. Deci, ar fi nevoie de o lege care să declare, fără frică, fațadele, anveloparea, incluzând mai mult decât fațada, acoperiș și niște elemente de punere în siguranță, mai puțin rețele interioare și curți și altele, anveloparea să fie, sau fațadele să fie considerate sau să aibă caracterul de proprietate publică, nu neapărat juridic prin întabulare, că nu asta e important, dar să-i dai caracterul de valoare publică și să poți să finanțezi de la bugetele locale aceste lucrări. Strict anveloparea, care poate fi stabilită foarte clar ce înseamnă, ca să nu, vorba aia, să nu aduci un avantaj fantastic unui proprietar. Cu atât mai mult cu cât există precedent. Blocurile, reabilitarea termică a blocurilor se face în proporție de 80% din, sau 90%, nu mai știu că s-au schimbat rapoartele, 80% se face din bani publici. Că-s bani de la guvern, de la local, că-s bani europeni, nu contează, bani publici. Deci 80% din blocuri eu le renovez pe bani publici și las cetățeanului. Nu știu cum se va întâmpla când se va fi nevoie de o reparație și când cetățenii o să zică, păi da, voi ați făcut, voi reparați, dar de fapt la tine este întabulat. Nu, încă n-am văzut întabulat, adică înregistrat în contabilitate, chiar nu știu, deși și noi am făcut reabilitări de termice, destul de multe, dar chiar îmi scapă și poate un specialist din contabilitatea primăriei ar putea să-mi spună cum se contabilizează aceste investiții în contabilitatea primăriei.
Pentru că obiectul investiției este pe domeniul privat. Dar astea sunt chestii tehnice, nu e cazul să le discutăm. Dar dacă există acest precedent, la blocuri pot să fac anvelopare, reabilitare termică de proprietăți private, atunci de ce nu pot să fac o lucrare similară la clădiri patrimoniu național sau patrimoniu de arhitectură istoric? De ce? Cum ar arăta astăzi centrele orașelor dacă lege similară ca și cu anveloparea termică ar fi existat și pentru fațade, anvelopare, clădiri, monumente de arhitectură? Probabil că 99% din clădiri ar fi făcute deja în toate municipiile. Și probabil asta că aceasta era prima măsură care ar fi trebuit luată chiar înainte de reabilitarea termică. Să duc lucruri separate. Bun, programul acela trebuie să meargă înainte, că are alte avantaje, dar principiul, ideea de bază, aici e vorba de un principiu. La noi încă sunt lucruri care funcționează foarte, foarte curios, adică dacă guvernul, pe de o parte, sunt programe în care guvernul alocă bani direcți autorităților locale, bani publici centrali, pentru a face investiții locale și intră în patrimoniul local, banul public se transformă în patrimoniul local. Sunt alte programe în care ministerul face investiția din bani publici centrali și când a terminat transferă în patrimoniul local. Ca să facă ministerul investiția, prima dată trebuie să transfer bunul în patrimoniul ministerului, ca pe urmă el să-ți retransfere în patrimoniu. Este un circuit absolut caragios, absolut inutil. Este o formalitate pe care unii birocrați nu pot să o înțeleagă altfel și o tot exercită de ani de zile. Tot așa, care este acea mare problemă ca anumite interese ale comunității, și așa cum izolarea termică este un interes al comunității, pentru că reduci consumul de energie electrică, pentru că realizezi aspectul estetic, urbanistic, ridici aspectul estetic, urbanistic al cartierului, al clădirii, și în al treilea rând aduci un avantaj material și cetățeanului, dar nu acela este pus pe primul loc. Ideea, interesul comunității este de reducere energie, consum de energie și îmbunătățire aspectului urbanistic. Păi, același lucru, de ce nu-l fac la clădiri patrimoniu? Este curioasă această chestie, pentru că, încă o dată, dacă acest lucru ar fi pornit, cel puțin atunci când a pornit și programul, de acum vreo 6-8 ani, programul de reabilitare termică a clădirilor, astăzi, să vorbim numai de municipiul Satu Mare, sigur, nicio clădire veche din centrul istoric al orașului, aflat în proprietate privată sau mare parte privată, n-ar arăta așa cum arată acum, ci ar avea anveloparea realizată. Deci este un mare păcat și o mare greșeală, o mare lipsă a legislației, care iarăși se blochează pe niște chestii de principiu, pe niște chestii de interpretare, pentru că nu are nicio motivație practică. Refuzul acesta de a aborda în acest fel problemă. Tot despre o clădire de patrimoniu, vă întreabă și un pensionar din Satu Mare. De ce nu interveniți la nivel înalt pentru a soluționa problema hotelului Dacia? La ce nivel național sau ce nivel înalt să se intervină? Deci există o legislație în România care stabilește, să nu creadă cineva că hotelul Dacia este un caz unic în România. În București sunt câteva probleme la fel de grele, unde lucrurile sunt în instanță, unde ministerul a intervenit, unde e vorba de patrimoniu național și totuși nu s-a putut rezolva mare lucru. Deci este vorba de un cadru legislativ, bun, rău cum este. Aici vorbim de o proprietate privată în care s-a demarat o lucrare de reabilitare și care s-a blocat pe parcurs. În momentul de față există o situație din care deocamdată patronul nu poate găsi soluția pentru că n-are banii necesari. Nu pot să... Ce să-i faci unuia care n-are bani? Ce să-l amendez? Bun, îl amendez dacă a făcut ceva care nu-i potrivit. Pentru asta poți amenda. Probabil că este cazul sau a fost amendat pentru că nu s-a făcut ceva care ar trebui să fie pentru păstrarea stării, adică să nu se degradeze, să prevină degradarea eventuală a unor elemente de construcție. Dar trecând peste acest aspect, faptul că n-are bani să renoveze clădirea pentru care a investit bani, pentru că a început cu investiții, cu proiect foarte bun și scump și cu lucrări care au început de la bază și care s-au oprit tocmai când s-au apucat de cele mai dure lucrări, adică acelea de a da jos tot ce este inutil și înainte de să înceapă reconstrucția interioară-exterioară, s-au blocat. Acum, indiferent cine e patronul, că tot pe discuția asta, ba el, ba ăia de acolo, ba nu știu mai cine, indiferent de patronul, astfel de situații există în foarte multe orașe și la foarte multe clădiri de patrimoniu.
Unele sunt dovedite că sunt cu rea intenție. La Dacia nu cred că poți vorbi de rea intenție. Cunosc foarte bine cazul, am discutat de enorm și cu proprietarii când eram în funcție și după aceea. Sunt situații similare. La Cluj este Hotel Continental. Stă în aceleași condiții, cu geamurile aproape sparte, o clădire foarte frumoasă în plin centrul orașului, proprietar privat care nu are bani să o renoveze. Municipalitatea a încercat să o cumpere, au renunțat, a costat prea mult. Exact situația hotelului Dacia de la noi. În București știu mai multe cazuri. În Târgu Mureș există o clădire patrimonial din cele mai frumoase clădiri din oraș, nu din alea de dimensiuni mai mici, nu Palatul Culturii și Primăria, unde acum se încearcă și cică primăria ar fi ajuns după mulți ani, ar fi ajuns la o înțelegere cu patronul să cumpere și să o reabiliteze. În Baia Mare s-a stat 6-80 ani cu clădirea din centrul acela vechi, reabilitat, fosta, nu știu ce sediu a fost apat, ce clădire a fostei întreprinderi de minerit, care tot așa a intrat într-o degradare pentru că întreprinderea n-a mai existat sau n-a mai vrut să facă nimic cu ea. Din câte știu, și acolo a reușit primăria să o cumpere. Și noi am reușit un lucru foarte bun să cumpărăm în aceleași condiții, am acționat cu fosta cinematograf popular. Cu Dacia e foarte greu pentru că e vorba de valori care întrec capacitățile și de achiziție, de cumpărare, dar și de reabilitare, întrec capacitățile municipiului. Dacă acum v-ați afla la cârma orașului și ar exista o posibilitate materială de a achiziționa această clădire, vedeți vreo soluție, vreo destinație pe care ar avea această... Eu am spus-o și în public, părerea mea este că soluția finală, dacă nu se va arăta un investitor printr-o, hai să zic, mică minune, nu vorbim de minuni, dar totuși, printr-o conjunctură foarte norocoasă pentru noi, nu va apărea în foarte scurt timp un investitor care să o cumpere și să înceapă să o reabiliteze. Foarte greu. În 2008 ar fi fost lucrurile mai ușor de calculat. Acum este foarte greu pentru că nesiguranța asta economică nu prea generează mare chef pentru investitori să cumpere și să investească în imobile. Mai ales că e vorba de o clădire care costă mult și care costă mult și ca reabilitare. E vorba de o clădire foarte valoroasă pentru care nu e suficient. O clădire nouă s-ar putea construi mult mai ieftin. Dacă ar fi un teren liber acolo, probabil că s-ar arunca 10 investitori să o cumpere. Pentru că ar construi acolo nu știu ce și ar fi mult mai ieftin și eficient. O astfel de clădire trebuie să o construiești cu bani grei și să o întreții și să-ți aducă și profit în timp. Să recuperezi investiția, să aducă profit. Un hotel, oricât de luxos sau cu cât e mai luxos, poate cu atât mai mult te costă și nu ți aduce satul mare, cel puțin nu ți aduce beneficiul. Dar cu toate astea s-ar putea să existe vreun investitor interesat. Dacă acesta nu există și nu va fi într-un an, doi, nu va exista și nu va ajunge la înțelegere cu proprietarii să-i vândă la un preț rezonabil, pentru că poate și ei sunt puțin cu capul în aer acum, atunci soluția rămâne... O potențială soluție sau poate singura rămâne aceea a unei exproprieri sau a unei achiziții directe la înțelegere cu proprietarul. Aici apare o singură mare problemă, o destinație. O destinație care să fie sustenabilă. Deci dacă municipiul s-ar angaja și ar putea lua un credit de, nu știu, câteva milioane de euro, are capacitatea, creditele pe care noi le-am folosit pe reparații stări și celelalte încep să se diminueze și gradul de îndatorare al municipiului acum undeva este pe la 10%. Foarte bun, foarte rezonabil. Deci se poate încărca, să spun așa, gradul de îndatorare, deci capacitatea municipiului de a lua un credit de până la 10 milioane de euro astăzi există. Și atunci ai trage mult aer în piept, ai lua o decizie majoră și ai spune hai să o achiziționăm și să o reabilităm. Pentru ce? Pentru că rămâne întrebarea deschisă a doua, mare întrebare, ce faci acolo? E o clădire foarte mare, e o clădire, deci trebuie să o exploatezi, nu? Ce fel de instituție pui acolo care să o ocupe și care să poată fi susținută financiar să și funcționeze acolo? Să o cumperi și să o dai în concesiune ca hotel sau nu știu ce, nu-i treaba ta. Nu poți sta tu ca oraș să cumperi o clădire și hai să vă dau, o să faceți hotel acolo. Tu nu te faci nici hotelier, nici are o municipalitate. Deci singura variantă pe care eu o văd ar fi să se mute acolo primăria municipiului, ar fi capacitivă, suficient de capacitivă să asigure spațiu pentru toate birourile, toate funcțiile municipiului. Este clădirea simbolică a orașului. Majoritatea orașelor din Europa, orașelor vechi din Europa,
primăria este totdeauna o clădire simbolică a orașului. Chiar dacă este mică și veche, cum am văzut la Coșițe. Coșițe are o clădire veche de 500 de ani, o clădire gotică, extraordinar de frumoasă ca primărie. Sigur, acolo primarul și are sediu protocolar. Primăria modernă a orașului este într-o clădire nouă undeva mai departe, sigur, că acolo n-ai decât 10 birouri. Dar acolo este primăria orașului. Simbolic. Dar în alte orașe, vedem la Viena, este clădirea, una din cele mai somptuoase, frumoase clădiri, este primăria și așa mai departe. Deci, ideea de a avea în această clădire simbol a orașului să ai primăria este absolut perfect maleabilă pe ceea ce poate fi acolo și mai ales ar fi, părerea mea, singura soluție ca să fie o activitate sustenabilă. Primăria trebuie să funcționeze, cheltui bani, ai administrația acolo, ai oameni, ai... Și acum trebuie să întreții, să funcționeze într-o clădire relativ mare, dar care nu este simbolică deloc, ca și primărie. Ca și clădire pentru oraș este, unii o consideră simbolul orașului, dar tu ca primărie ești pierdut acolo. Adică unde e primăria? În Palatul Mare. Și Palatul Mare ce mai are? Păi are și județul, are și prefectura, are și Cucu, are și... Nu este primăria orașului. Este palatul unde există și instituția primăriei. Asta ar fi primăria orașului, ar fi unica, ar fi probabil cea mai frumoasă primărie din România, am putea spune așa. Ar fi perfect sustenabilă financiar o activitate care să o umple. Ne vorbim de sala respectivă. Sala poate fi folosită pentru foarte multe scopuri. Există primării multe în Europa unde sala de consiliu nu este închisă strict pentru ședința lunară a consiliului local, ci este deschisă pentru evenimente. Se poate rezolva foarte bine ca evenimente săptămânale, nu zic neapărat nunți, dar conferințe, vizite, întrevederi, orice altceva poate fi, sala poate fi pusă la dispoziția orașului. Când ai ședință de consiliu, ai ședință de consiliu, asta se întâmplă o dată pe lună sau de două ori pe lună și la revedere. În rest, sala poate fi deschisă pentru public, pentru N activități, restul primăriei poate să funcționeze nestingerit pe celelalte paliere. Asta ar putea fi o soluție care sustenabilă financiar. Deci, sustenabilă financiar ar fi printr-un credit achiziționarea, reabilitarea clădirii, sustenabilă financiar ar fi funcționarea ca primărie. Orice altă instituție, mi-e greu să-mi închipui orice altă instituție care să poată să ocupe întreaga clădire și care să aibă un buget suficient să funcționeze acolo, adică cheltuiel cu întreținerea, cheltuiel cu utilitățile, cheltuiel cu un personal numeros. Ce fel de instituție poate să încarce acea clădire în mod rațional, rezonabil și să fie și oarecum simbolic, adică nu punem acolo direcția județeană nu știu cui și încă o direcție județeană nu știu cui. Nu, clădirea așa nu poate fi decât ori un restaurant, hotel, cum a fost de 100 de ani, ori o primărie a orașului. Dar în proprietatea primăriei respectivă a Consiliului Local nu poate funcționa ca un hotel, având în vedere că acestea nu au posibilitatea de a... Poate, știți cum, poate funcționa. Eu ca oraș pot să am o clădire în care funcționează un hotel, dar nu eu, că eu nu... Sau fac eu o firmă care să administreze un hotel, dar nu mă fac hotelier, că nu știu dacă există așa ceva. Mai degrabă, îl dai în concesiune. Așa a făcut primăria, de fapt, când a construit acel hotel. Nu primăria a făcut acolo hotel și cafenea și sală de bal și altele, ci a fost concesionat. A fost concesionat unor întreprinzători pe vremuri și până prin anii 50, când a venit statul și a început să-i dea altă destinație. Deci primăria a construit atunci și a dat în concesiune unor întreprinzători. S-ar putea teoretic și acum, dar... Nu e normal, adică eu să achiziționez o clădire, să o reabilitez pe bani grei, că e monument de arhitectură și pe urmă, haideți mă, cine dă bani mai mult să funcționeze acolo un hotel. Legal s-ar putea. Practic e foarte greu de dus până la bun sfârșit o astfel de situație. Ne mai vorbim de aspectele... Și investiția nu poate fi recuperată? Păi recuperez din redevența a concesiunii, teoretic. Așa se calculează. Eu am o investiție, valoarea este de 3 milioane de euro, sau de 5 sau de 10, cât am cheltuit, și atunci fac calculul. Dom'le, îți concesionez pe 30 de ani, dar tu în 20 de ani mi-ai plătit înapoi investiția. Și ori iese, ori nu iese socoteala pentru investitor. S-ar putea să nu iasă și să nu mai vrea să concesioneze. Dar nu cred că asta e soluția pe care trebuie să o discutăm. Eu aș vedea acolo o primărie extraordinar de frumoasă, cea mai frumoasă din țară, cu un efort investițional al orașului de câteva milioane de euro, dar pentru asta trebuie și
conlucrarea proprietarului, care a trebuit să zică, da, mă debarasez de acest lucru, stabilim un preț rezonabil pe baza unor expertize care să fie real, nu ce vreau eu și cât vreau eu și la ce îmi trebuie mie banii și atunci. Și în 2, 3, 4 ani, cu un credit, primăria sau achiziționer respectiv să înceapă reabilitarea lui și să doteze o primărie modernă cu toate structurile necesare pentru o perspectivă de încă 100 de ani acum încolo. Ar fi o șansă istorică pentru această clădire și pentru oraș. E o decizie grea, complicată, complexă, dar eu, din toate discuțiile de până acum și din toată evoluția acestei clădiri, eu am fost foarte bucuros când s-a venit cu acest proiect la primărie. Am discutat foarte mult cu domnul Țânțaș, care a generat acest proiect. S-a făcut un proiect foarte bun. A avut o mare hibă proiectul, care se vede și acum cu închiderea acelui pasaj, dar care s-a blocat, s-a oprit și trebuie regândit și refăcut. Și la asta am și ajuns la consens cu dânsul. Au rămas niște urme, dar care odată cu reabilitarea clădirii se pot șterge de acolo. Doar că până ce nu te apuci de clădire, nu te apuci nici de treaba aia. Dar trecând peste acest aspect, clădirea, chiar dacă intră cineva acum, ar vedea dezastru. Nu este un dezastru. Acolo s-au dat jos, s-au eliminat planșezi, s-au eliminat o serie de incluziuni care s-au făcut prin anii 70-80, care nu aveau nimic cu arhitectura interioară inițială a clădirii. Acolo s-au deschis spații extraordinar de frumoase, generoase, care sigur că e dat jos acum și cărămidă și altele, dar spațiile acelea și-au recăpătat vechea dimensiune și frumusețe. Doar că s-au oprit la o fază care astăzi pe mulți îi supără, sigur că da. De aici se poate merge mai departe. Se poate merge mai departe în condiții foarte bune. Pe mine m-a bucurat acel proiect, însă în momentul când această firmă s-a blocat complet, din momentul acela am așteptat un an, doi să se întâmple ceva, uite că au trecut 5-6 ani, nu s-a întâmplat nimic. Deci, având acest istoric în spate și văzând perspectiva economică a zonei, a orașului, a investitorilor, interesul investitorilor, șansele pe care le vedem aici din multe alte aspecte, mie nu-mi dau altă soluție decât ori un investitor care, încă o dată, o mică minune a trebuit să apară, ori o acțiune a autorității locale în acest sens. Sperăm că în curând se va rezolva și asta. Și în ultimele 30 de secunde, câte ne mai stau la dispoziție, o ultimă întrebare din partea publicului. BDA Coș întreabă dacă în 2016, având în vedere șansele pe care le aveți, doriți să candidați la primăria Vetiș. Da, eu ne-am decis UDMR-ul din Vetiș și oamenii de acolo, deci echipa, mă rog, primarul și consilierii UDMR și cei care suntem împreună acolo și gândim lucrurile din Vetiș, ne-am hotărât și eu m-am hotărât, inclusiv conducerea centrală a UDMR a zis ok, e bine, e o variantă interesantă, poate este, nu este sigur, este unică deocamdată, fără precedent, că am fost primar de municipiu să vrea să meargă și să conducă o comună. Pentru mine este o mică și interesantă provocare și mă interesează, așa că eu voi candida la Vetiș și îmi voi depune candidatura probabil săptămâna viitoare la noi, la UDMR, și de acolo încolo vom lucra, deja lucrăm la proiecte și la perspective ale Comunei Vetiș. Noi vă dorim mult succes. Mulțumesc. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, că ne-ați oferit niște informații foarte utile. Stimați telespectatori, vă mulțumim pentru atenție. La revedere!